Hai să deschidem împreună Scriptura, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14 la 16 și vreau să le recităm împreună, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14 la 16 și apoi după ce vom citi acest cuvânt din Scriptură, vreau să rostesc o scurtă rugăciune. Am așa avut așa un îndemn în inimă și vreau să ne rugăm pentru toate bisericile din Marea Britanie, unde la ora asta se vestește Evanghelia. Amin. Toate cam în același timp ne pregătim să ne apropiem de cuvântul Domnului și mă rog ca Evanghelia să pătrundă în inimile oamenilor care vor auzi în această dimineață Evanghelia, într-un fel sau altul, fie prin online, fie fiind la bisericile lor, cum îi încurajăm să fie, vreau să ne rugăm pentru ei. Dar până atunci hai să citim împreună cuvântul acesta și vă chem să ne deschidem mintea și inima ca să ajungă în inima noastră. Și hai să zicem cu toți împreună aceste două versete. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și rândoială, mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Amin. Plecăm capetele. Tată Ceresc, îți mulțumesc în dimineața aceasta că ești în mijlocul nostru și îți onorez promisiunea ca de fiecare dată. Mă rog ca în această dimineață să lași peste noi Duhul Tău cel Sfânt, să ne conducă în înțelegerea Cuvântului Sfânt. Doamne, Tu ești Cel care ai revelat cuvântul acesta. Te rog să ne conduci să înțelegem adevărul care L-ai revelat aici și să-L putem aplica în viețile noastre. Doamne, în mod special mă rog pentru toate bisericile care în această dimineață și în toate aceste biserici în care se va vesti cuvântul Tău, Doamne, mă rog să inspiri predicatorii, mă rog să dai un duh de ascultare celor care vor fi în biserici, cei care vor asculta poate prin online. Doamne, mă rog ca Evanghelia Ta să fie vestită cu putere și împărăția Ta să se lărgească. Doamne, ne simțim onorați să ne dăm seama cât de glorioasă este împărăția Ta, cât de mare este lucrarea Ta, dincolo de înțelegerile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că Tu-ți binecuvintezi biserica și în dimineața aceasta, duminica, Doamne, Tu-ți trezești poporul prin cuvântul Tău, indiferent de locul în care ei se adună. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai unit în Hristos și în Tine, Doamne, avem speranța vieții veșnice. Te lăudăm și îți mulțumim că ne vei da și nouă har în dimineața aceasta și vei fi cu noi, pentru că ne rugăm în numele lui Isus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Există o istorie, nu știu cât e de adevărată, dar e foarte potrivită cu ceea ce vreau să vă spun. Se spune că un om, un fermier în Statele Unite, a găsit într-o zi, mergând prin pădure, un pui de vultur care căzuse din cuib și l-a luat și l-a dus acasă și l-a crescut împreună cu găinile sale. Și i-a dat să mânce ca la găini, l-a crescut în cocețul găinilor. Vă dați seama că un vultur, mai ales vulturii aceia americani, sunt voluminoși, cresc mari, aripile undeva la 3 metri când se întind. Și el a crescut lângă găinile lui și îl creștea și dădea grăunțe ca la găini. Și într-o zi, trecând prin acel parc național unde era ferma acestui om, l-a văzut un pasionat de păsări, cum vulturul stă în coceț ca și găinile. Și a zis, nu se poate așa ceva. El în adâncul lui trebuie să fie vultur. Și l-a luat și l-a pus pe gard, în speranța că dacă curenții de aer vor da în penele lui, va înțelege că el e de altă natură și că el poate să zboare. Și culmea, după ce l-a pus pe gard, el s-a uitat în stânga-dreapta, a sărit jos înapoi în locul găinilor și a început să ciugulească mai departe. Omul nu s-a lăsat, l-a dus pe casă, l-a pus pe acoperiș și a zis, acum nici vorbă, s-a tot dus până să coboară pe strești și cumva a sărit jos, s-a dus înapoi. Și omul când a văzut că n-are treabă, că el a urcat pe un pisc și l-a ținut în mâini să simtă adierea vântului și încrezător când natura lui de vulturi i-a dat drumul. Și bineînțeles, în coborârea aia, imediat și-a adus aminte că are niște aripi și imediat, în sperietura aceea, a învățat să zboare și a început să-și dea seama că el e de fapt mai mult decât o găină de coteț. El poate să fie un cuceritor al cerurilor. Știu că e greu de crezut, dar mie mi se pare că exact asta e mentalitatea bisericii. Noi suntem creați de Dumnezeu să
trăim în înălțimi, să cucerim pentru gloria Lui această lume și noi avem încă mentalitate de coteț. Avem mentalitate de găini, neputincioase, slabe, care trebuie să rămână veșnic sub supravegherea celor patru garduri care să asigure siguranța. Ăsta e modul în care, din păcate, ne raportăm de multe ori ca biserică la chemarea pe care ne-a făcut-o Hristos. Ne cerem scuze că suntem creștini și ne este rușine de atâtea ori să proclamăm adevărul care ne definește. Dovadă că în bisericile noastre mai puțin de 10% din oameni sunt predicatori activi. Adică sunt oameni care își împărtășesc Evanghelia într-un mod activ, sub 10%. De ce avem această mentalitate vis-a-vis de biserică, de credință? De ce avem această mentalitate de găină atunci când vine vorba de biserică? Când Dumnezeu pe noi ne-a chemat să fim altceva. Vreau să spun că în lumea aceasta Hristos se laudă cu biserica Lui. Spune Scriptura că biserica este o priveliște pentru cer. Dumnezeu nu ține biserica undeva într-un colț ascuns, acoperită cu pătul, să nu vadă nimeni. Și ea este ce are mai glorios de arătat lumii. Îngerii se uită în biserică și sunt uimiți, spune Apostolul Pavel, și ce văd îngerii când sunt la noi, ăștia cu freze ciudate, cu îmbrăcați ciudate, cu culturi diferite, cu mentalități diferite. Și ce spune Scriptura că văd îngerii când se uită la noi? Înțelepciunea nespus de tainică și felurită a lui Dumnezeu. Voi vă imaginați care e perspectiva lui Dumnezeu despre biserică și care e perspectiva noastră despre biserică? Noi de multe ori ne rușine cu frații, intrăm undeva să nu ne vadă nimeni când intră la biserică. Te uiți în stânga și în dreapta, mă știe cineva? Oameni buni, biserica este împărăția lui Dumnezeu, ambasada lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și Dumnezeu a lăsat-o pentru a cuceri lumea cu Evanghelia. Și în Epistola 1 Timotei, această scrisoare pe care Apostolul Pavel o trimite către episcopul și către biserica din Efes, scopul lui Pavel când scrie este să-i spună lui Timotei cum trebuie să trăiască în biserică. Dacă vă veți uita din nou la versetul 14, Pavel zice, să știi că vreau să vin la tine cât de curând, dar dacă cumva zăbovesc, vreau să știi cum să te porți, vreau să știi care e standardul, vreau să știi cum trebuie să te raportezi la biserică, cum biserica trebuie să se raporteze la tine, cum trebuie împreună să vă raportați la chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o bisericii. Și pasajul pe care l-am citit astăzi, este, în mod special, versetul 16, este inima epistolei 1 Timotei și o să-l abordăm la momentul potrivit. Este momentul de climax, da? Cea mai înaltă declarație pe care Pavel o face despre Hristos în 1 Timotei. Dar până acolo vreau să ne aducem aminte despre ce vorbește Pavel. De ce spun, dacă voi cita la 1 Timotei, veți vedea că de aici se schimbă abordarea lui Pavel și el începe să vorbească despre lucruri mai concrete, mai practice, spre exemplu erezii, va vorbi despre cum să ne raportăm la eretici, cum să păstrăm relațiile în interiorul bisericii, va vorbi despre sclav și stăpân, relațiile economico-financiare în interiorul bisericii, da? Va vorbi Pavel mai apoi despre cum să ne raportăm la bogăție și la valorile materiale și în final Pavel ne va aduce aminte despre lupta credinței și vom discuta lucrurile astea în predicile următoare și vreau să vă aduc aminte și ce am predicat până acum ca să ne facem un refresh. Da? Pavel începe primele trei capitole și în capitolul întâi vorbește despre cât de important este să fim sănătoși în cunoaștere, da? Important ce știm și cât de corect e ceea ce știm de Scripturi, da? Și el ne spune că e important să interpretăm corect Scriptura, să ne preocupăm de lucrurile care produc credință, da? Revelația produce credință, speculațiile produc îndoieli. Da? Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să speculăm ceea ce El nu ne-a spus, ci să credem în ceea ce ne-a spus, nu să ne punem noi să numărăm anii care au mai rămas până la parusia, până la venirea lui Hristos, nu-i treaba noastră asta. Nu-i treaba noastră, treaba noastră să ne ocupăm de ceea ce știm. Pentru că revelația produce credință, speculațiile produc îndoieli întotdeauna. Dacă ne apucăm să speculăm, nimeni nu mai creadă nimic, a toți o să aibă un milion de păreri, da? Dar Pavel mai zice ceva important pe lângă interpretare bună, să ai experiența lucrurilor pe care le interpretezi. Adică să fii unul care poate valida cu propria viață ceea ce spune mesajul. Și în ultimul rând spuneam despre conservarea Evangheliei. Nu pune Evanghelia bună într-o inimă stricată, într-o conștiință murdară, că vei distruge, da? Pavel zice, păstrează ce ai primit, adevărul, și așează-l într-o conștiință curată. Fii consecvent cu lucrurile pe care le crezi și în felul ăsta vei garanta supraviețuirea adevărului în viața ta. Capitolul 2, la început, Apostolul Pavel ne aduce aminte despre cum trebuie să ne închinăm, da? Despre faptul că trebuie să ne rugăm și trebuie să
Îi aducem pe oameni înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, pe toți oamenii, în Hristos. Mai apoi ne vorbește despre responsabilitățile bărbatului și ale femeii în închinare, ce este, care sunt rolurile fiecăruia dintre ei. Și data trecută am vorbit despre cum își alege Dumnezeu slujitorii, cine sunt acei oameni, care sunt criteriile pe care ar trebui să le aibă cei care vor să slujească lui Dumnezeu în poziții consacrate, acelea de prezbiter și de diacon. Dar imediat după ce Apostolul Pavel spune despre cum trebuie să fie slujitorii, imediat următorul verset, el încheie în capitolul 3, versetul 13, despre cum trebuie să fie diaconii și prezbiterii, imediat în versetul 14 spune Timotei cum e biserica pe care ei trebuie să o slujească. Le aduce aminte Apostolul Pavel despre ce este biserica în definitiv. Biserica nu este o organizație umană, nu este o societate a oamenilor, ci este societatea lui Dumnezeu. Domnul Hristos îi spune lui Petru că pe adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este adevărul pe care se zidește biserica, așa a spus ceva. Pe adevărul ăsta voi zidi biserica mea, zice Iisus, nu biserica voastră. Biserica mea, nu e a noastră biserica. De-aia vreau să vă spun că pe mine mă deranjează oarecum atunci când oamenii asociază biserica cu păstorul local. Când spun oamenii biserica ta, zic, bă, nu e a mea, a Domnului, că nu e a mea, nu, ci... Eu sunt numai decât un slujitor temporar, da? Vreau să corectați asta. Biserica nu e a fratelui cutare, biserica lui Hristos. Dacă e a noastră, atunci e o problemă. Atunci e nasol tare. E a lui. Biserica este a lui. Și biserica lui, spune Scriptura, că porțile locuinței morților nu vor putea birui. Și spune Pavel, versetul 14 și 15, îți scriu aceste lucruri cu nădejde dacă voi veni la tine în curând și ca să știi, în caz că zăbovesc, cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. În versetul 14 găsim ceva interesant și Pavel afirmă ceva extraordinar. Și el spune, indiferent dacă voi ajunge sau nu voi ajunge la tine, indiferent de lucrurile care s-ar putea interpune în dorinței mele de a ajunge în Efes, să știi că biserica lui Hristos are o identitate ce nu poate fi compromisă de nimeni. De aceea trebuie să știi cum să te porți. Și el folosește câteva cuvinte pe care le vom dezbate astăzi împreună, dar ei îmi place fraza asta la care vreau să ne oprim puțin, ca să știi cum să te porți. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu are un standard universal. Standardul ăsta nu e diferit în funcție de cultură, în funcție de educație, în funcție de locul în care este biserica, geografic vorbind. Hristos are un standard universal revelat prin Apostolul Pavel, spune, trebuie să știi cum să te porți. Și așteptarea lui Pavel e ca toate bisericile să aibă același standard. Nu unii să îl respecte, alții să nu îl respecte, unii să fie de acord cu el, alții să îl modifice. Dumnezeu ne cheamă să păstrăm un standard unitar, care nu este nici temporal, nici local. Și vreau să răspundem la două întrebări astăzi. Și prima întrebare este, ce este biserica? E foarte important. Și Pavel spune, prima expresie, biserica este casa lui Dumnezeu. Termenul grecesc folosit de Pavel aici, oikos, poate să însemne două lucruri. Poate să însemne casă ca și clădire, adică clădirea fizică, sau ca și casă în ideea de familia care locuiește acea casă. Știți cum era pe vremuri când aveai carte de telefon, spuneai, alo, casa, dume? Da, nu era, da, era familia, da, era ideea, casa reprezenta familia care locuia în acea casă. Și găsim că ăsta e și interpretarea corectă, pentru că Pavel folosește deja cuvântul ăsta în capitolul 3 de trei ori. Versetul 4, versetul 5 și versetul 12, în care cere prezbiterilor și diaconilor să-și cârmuiască bine casa. Asta nu înseamnă să închidă geamurile, da? Nu, la asta se referă, ci la a-și organiza familia în așa fel încât familia lor să aibă un standard corect creștin, să dea dovadă de educație corectă înaintea lui Dumnezeu, morală, și să fie oameni care să dovedească că sunt educați conform spiritului creștin. Ce înseamnă că biserica este casa lui Dumnezeu, adică familia lui Dumnezeu? Ce înseamnă asta? Pavel zice, trebuie să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care de fapt este familia lui Dumnezeu. Noi suntem familia lui Dumnezeu. Știu că sună ciudat, dar chiar dacă e greu de acceptat, noi suntem o familie. Hristos ne-a înfrățit. Amin. Greu cu aminul aici, că te gândești pe care nu-l... Hristos ne-a înfrățit
Și din punct de vedere al lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui, noi suntem o familie. Și ce înseamnă asta? Avem o identitate comună. Noi avem împreună un izvor identitar comun, și anume Dumnezeu ne-a făcut copiii lui. Noi nu mai suntem mai nimănui, nu suntem un popor fără direcție, ci suntem copiii lui Dumnezeu născuți prin voia lui pentru a moșteni împreună cu el cerul. Noi avem o identitate comună. Dacă ceva ne unește, este că împreună toți suntem copiii lui Dumnezeu și putem să zicem din inimă Tatăl nostru care ești în ceruri. Cine nu poate spune din inimă Tatăl nostru care ești în ceruri, nu-i fiu. Punct. Și spune Apostolul Pavel, Romani, capitolul 8, versetul 15 la 17, eu o să citesc din EDCR, ediția Dumitru Cornilescu corectată, îmi place foarte mult, de-aia să nu vă speriați, nu citesc din altă Biblie, numai să știți de ce sună puțin diferit. Și spune Apostolul Pavel, Romani 8, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Și ce face duhul ăsta? Prin care strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul dă mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim împreună cu El ca să fim și proslăviți împreună cu El. Apostolul Pavel ne spune prin această expresie, biserica este casa lui Dumnezeu, este familia lui Dumnezeu, noi avem o identitate comună, noi toți suntem copii lui Dumnezeu, așa că vreau să spun că așa cum într-o familie, identitatea asta comună creează o relație specială, da? Într-o familie, cei care locuiesc în aceeași casă creează amintiri împreună, trebuie să se nască între noi și această idee de fraternitate. Amin. Noi nu avem voie să pierdem această idee, noi nu avem acest standard de relaționare. Iubiții mei, noi suntem frați. Amin. Asta tot se vadă în timp ce facem business împreună, în timp ce lucrăm unii pentru alții, în timp ce ne ajutăm unii pe alții, în timp ce ne facem servicii unii altora. Amin, noi suntem frați. Și asta trebuie să se vadă în relațiile noastre. Noi trebuie să avem, așa cum pentru fratele tău de trup, atunci când îți cere ajutor, ai o disponibilitate diferită, este fratele meu, da? Este sora mea. Exact așa, din pune a lui Dumnezeu, noi toți ce compunem biserica, suntem frați. Amin. Și dacă relația asta fraternă are de suferit, noi trebuie să o reparăm. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai mult, avem un statut comun. Și ce înseamnă asta? Că suntem egali în fața crucii lui Hristos. Nu este nimeni mai special decât altcineva. Nu este nimeni mai minunat decât altul. Noi toți, de aici, din sala asta, în fața lui Dumnezeu, suntem egali. În fața crucii, în fața harului. Nimeni n-are un merit în fața cuiva. Nimeni nu e mai bun ca să merite ceva de la Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 3, versetul 26 la 28. Toți care în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici om liber, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Pavel zice că noi nu mai, în biserică nu contează, de-aia vreau să spun ceva, nu cred în titluri academice la biserică, de-aia nu voi fi de acord niciodată să prezint pe cineva pastor, doctor, universitar. Pe atunci ar trebui să spun și tâmplarul Cornel. Pentru că toate aceste titluri nu au niciun sens la biserică. În biserică, din perspectiva lui Dumnezeu, toți avem același statut, suntem frați. Nu contează că dumneata ești profesor universitar, doctor și celălalt este, nu știu, încă la lopată. Nu contează asta. Toate aceste diferențe de statut social în biserică se... În biserică suntem frați. Nu contează cu câte diplome vii la pachet. N-ai niciun avantaj spiritual față de celălalt. Nu contează cât ești de bogat sau de sărac. Nu contează nimic din astea. Bogăția nu reprezintă un avantaj și sărăcia nu reprezintă un avantaj în fața lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri trebuie să le rezolvăm. Noi în fața lui avem un statut comun, suntem egali. Și mai avem ceva, avem un destin comun. Spune Pavel Roman, tocmai am citit, că suntem moștenitori împreună cu Hristos. Așa că uite-te bine în stânga și în dreapta, că dacă pe cineva nu poți suporta aici, nu știu ce o să faci o veșnicie.
Se vezi figura în fiecare dimineață. Nu mai este noapte acolo, ca să zici că mai scap de el măcar 12 ore. Forever. Zi va fi pentru totdeauna. Uite-te bine, care este cineva care nu poți să-l înghiți? Rezolvă-ți treaba. Rezolvă problema. Pentru că noi avem un destin comun, nu mai scăpăm unii de alții. Amin. Te sperie ideal, da? Amin. Noi avem un destin comun. Noi de aici ne mutăm acasă la Domnul. Unii se amăgesc spunând, totuși fie Scriptura, că în casa tatălui meu sunt multe locașuri, sper să nu prind în cameră cu aia. Să știi că Dumnezeu tocmai așa te va pune, 100%. Amin. Pentru că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să înțelegem că acest destin comun pe care îl avem ne cheamă la unitate. Noi nu suntem oameni care vom moșteni cerul singuri, ci vom moșteni cerul împreună. De aia nu fugiți de ceilalți. Văd așa o tendință de autoizolare în biserici astăzi. Toți gândesc în termenii me, myself and I. Eu și ai mei, eu și pruncii, eu și... Nu e așa. Când spui eu, spui noi. Pentru că nu există în afara bisericii nimic. Noi, pentecostali, ne-am supărat foarte tare când frații ortodoxi ne-au zis că nu există mântuire în afara bisericii, până când am învățat și noi că așa e. Nu există mântuire în afara bisericii. Nu se poate mântui nimeni pe deal singur. El va fi partea bisericii lui Hristos și acolo în deal, dacă presupune împrejurările să stea singur pustiu. Dar Hristos când revine, nu revine pentru indiviz, ci pentru o biserică sfântă, sobornicească și apostolică. Amin. Și ce înseamnă sobornicească? Înseamnă universală. Da? În cred, spune, cred într-una sfântă, sobornicească, adică universală, da? Și apostolică, adică bazată pe credința apostolilor. Noi nu suntem ai nimănui. Încă un lucru, vreau să spun ceva. Nu ne vom mântui numai noi la Sfânta Treime, ci o să-i aducem și pe Peniel și pe frații de la Betel creștin după Evanghelie și pe ceilalți. Nu ne războim cu ceilalți. O prostie care... Nu s-a inventat mai mare prostie că să ne războim cu alte biserici. Vreau să oprim orice atac. Dacă cineva vreodată te provoacă în vreun fel să lezezi imaginea unei alte biserici, oprește-te! Ei sunt frații noștri, cu ei vom moșteni împărăția. Amin! Cu ei vom sta la masă, cu ei va trebui să dialogăm o veșnicie. De aceea să învățăm să iubim. Avem un destin comun. Pavel zice, noi suntem o familie. Nu uitați asta, nu uita Timotei, nu uita biserica din Efes, că suntem o familie. Casa lui Dumnezeu reprezintă tot ce urmează sub acoperișul lui. Noi suntem sub acoperișul lui Dumnezeu toți. Nu există nimic ce să mă deranjeze mai mult decât când se bat fecele noastre acasă. Mă scoate din sărite, să le văd cum se trag de păr și urlă una la alta. Să nu crezi că la noi nu se întâmplă. Oamenii se uită la noi și zic, bă, la ăștia 100%, nu e așa. Nu știm, normal ca voi și noi avem luptele noastre și străduim. Dar în timp ce într-o zi mă gândeam la predică și aveam eu în minte, eu în timp mă frământ cu amele, am văzut pe amele cum se ceartă și se bat și se exclud una pe alta și spun, tu n-ai loc aici, e aceeași cameră, oricum trebuie să doarmă la final înapoi. Cumva trebuie să o rezolve. Vreau să înțelegeți că noi suntem în acea situație atunci când ne războim cu frații. Fă ce vrei, dar la final tot sub acoperiș suntem. Cum stăm? Suntem aceeași acoperiș, avem aceeași acoperiș, Hristos deasupra. Cum facem după aia? Avem voie să ne certăm, avem voie, dar trebuie să facem cumva încât să stăm sub acoperiș împreună. Suntem o familie, avem un destin comun. Și prima lecție care vreau să învățăm, spuneam că prima expresie care descrie biserica, casa lui Dumnezeu, accentuează identitatea noastră comună, aceea de copii ai lui Dumnezeu. Pentru că suntem o familie, tot ce se întâmplă în viețile noastre, fie bune, fie rele, ne afectează în mod direct pe toți. Și știți care e cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla, sau ni se poate întâmpla nouă? Zice Apostolul Pavel în Romani evreilor, Romani capitolul 2, versetul 28, ceva ce mă îngrozește de fiecare dată când mă gândesc la asta, spune Scriptura așa, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Voi vă imaginați ce situație a ajuns Israel, că atunci când se uitau oamenii și blastă pe Dumnezeu, numai că se uitau la ei. Ce groaznic ar fi ca din cauza mea, din cauza ta, din cauza noastră, oamenii să se uite și să zică, bă, ce Dumnezeu au și aia.
Cel mai groaznic lucru care s-ar putea întâmpla este ca din cauza noastră, familiei lui, numele lui să fie blamat, numele lui să fie hulit. Din cauza modului în care suntem noi, ne raportăm unii la alții și îi provocăm pe oamenii de afară să ne cinstească numele lui Dumnezeu, este cel mai groaznic lucru. Și vreau să te întreb, care este contribuția ta în familia lui Dumnezeu? Tu cum vii în raport? Ce aduci? Rușine? Hulă? Ce aduci tu la familie? Eu am fost pentru o vreme oaie neagră, am fost cel mai multe prostii. Nu mi-a spus nimeni că sunt oaie neagră, m-am simțit eu după aia pe stani, că m-am făcut suficient de prostii încât să o merit. Dar vreau să spun că e important să știi ce aduci la familie, ce vine în urma ta, ce spun oamenii după ce se întâlnesc cu tine despre familie și despre Hristos, despre Tatăl. Ce spun? Ești vinovat și vreau să ne gândim cu toții aici. Ești vinovat de vreun moment în care Dumnezeu a fost necinstit din cauza ta? Că dacă s-a întâmplat, trebuie să o rezolvi. Dacă vreun om cu care ai muncit, după ce a zis, bă, nu mai vreau să-i văd pe ăștia, atunci e nasol. Dacă pentru 100 de pounds ai zis că îl omori, e vremea să o rezolvi. Dacă pentru o vorbă v-ați tras de păr și v-ați înjurat, e vremea să o rezolvi. Pentru că din pricina noastră poate să fie hulit numele lui Dumnezeu între oameni. Și pentru asta trebuie să fim atenți, pentru că noi suntem familia lui Dumnezeu. Nu uita, biserica este casa lui Dumnezeu. Și vreau să mai adaug aici un lucru. Toți vor să beneficieze de binecuvântările familiei. Dar știți cum e? Dar așa mi-imaginez de multe ori biserica și se întâmplă asta real. Deci nu, eu doar o pun în cuvinte, dar e real. Un număr de 10% din cei ce sunt la biserică slujitori activi, hai să zic 40% oameni care își dăruiesc zecele lunar, ei pun pe masă să existe tot. Și ceilalți numai mere mâncăm și... și nu mă refer doar la bani, mă refer la timp, la energia ta. Toți vrem ca lucrurile să meargă bine, toți vrem ca lucrurile să prospere. Dar întrebarea este, tu cu ce participi? Care e participarea ta la familie? Imaginați cum ar funcționa o familie în care doi fac tot și restul stau să uită. Nu mere, la un moment dat când îți cresc copii, nu primul care înveți, bă, împătru și tu haile tale. Nu mai pot să fac singur tot, da? Nu pot să reziste nimeni să adune după toată lumea așa să-i doară exact în cot de tot. Nu există asta. Primul lucru care îl învățăm în familie e să participăm. Da, nu toată lumea se bagă să facă de mâncare. De acord, își arde ideștele, își taie mâinile. Dar poți să dai cu aspirator, nu-ți trebuie școală pentru asta. Să adun după tine și să duci hainele în coșul de haine, nu trebuie școală, da? Dar pentru asta trebuie să învățăm să mergem împreună în direcția asta. Iubiții mei, suntem o familie și asta înseamnă participare. Ne bucurăm că suntem o familie, familia are beneficii. Știți care e unul dintre cele mai mari beneficii? Să-ți aduci copiii la biserică să vezi că sunt cel puțin încă 800 de oameni care gândesc ca tine. Nu te mai simți mic. Cine mai gândește ca noi? Hai la biserică să vezi. Dă o tură să vezi câte biserici sunt aici care toți gândim la fel din perspectiva moralității. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Spune Pavel, voi sunteți casa lui Dumnezeu. Doi, voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu. Unul din cele mai evidente lucruri pe care Dumnezeul cel viu le are față de toți idolii este capacitatea de a locui real în mijlocul poporului. Dacă vă uitați încă din Vechiul Testament, când Dumnezeu a hotărât pentru Israel niște legi ceremoniale pentru a putea să locuiască cu ei, pentru că Dumnezeu zice, eu nu vreau să stau afară, în cer, eu vreau să stau în mijlocul vostru. Și unde era cortul întâlnirii? În mijlocul taberei. Dumnezeu nu a vrut să stea nici la margine, nici undeva departe, ci a vrut să stea în mijlocul taberei. Și Apostolul Pavel ia această imagine și o așează din nou asupra bisericii și spune, Dumnezeu nu și-a schimbat planul. Când Dumnezeu a ales biserica și a murit pentru ea și a inclus-o prin Hristos în legământ, în legământul vechi care era, doar suntem o foaie adițională, Hristos ne-a dat voie tuturor. Dar Dumnezeu nu și-a încheiat legământul cu poporul lui, ci noi am fost adăugați acelui legământ. Amin. Și
Pavel zice, Dumnezeu nu și-a schimbat intenția, Dumnezeu nu vrea să stea în cer și să ne întâlnim cu El numai duminică dimineața și apoi să nu mai vedem până duminica cealaltă. Ci El vrea să stea în mijlocul nostru. Dumnezeu este Dumnezeul bisericii și are o plăcere deosebită de a coborî în mijlocul laudelor noastre. Dar și ce înseamnă asta? Asta ne înseamnă că ne obligă Dumnezeu să ne separăm de păcat pentru că Dumnezeu este sfânt. Faptul că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru vine la pachet cu separare. Nu mai poți trăi cum vrei, nu mai poți să faci ce vrei, nu mai poți să iei orice decizie, nu mai poți să gândești oricum, nu mai poți vorbi oricum, nu mai poți să faci ce vrei. Faptul că Dumnezeu locuiește în mijlocul bisericii vine la pachet cu o separare, cu decizii noi. Vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 15 la 18. Fii atent! Și Pavel întreabă pe bună dreptate din partea lui Dumnezeu, ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar? Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. După cum a zis, Dumnezeu va locui, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Dumnezeul cel atot puternic. Dumnezeu ne cheamă la separare. Pavel zice, nu mai poți să trăiești creștin și să mergi la templu de idol, să te închini acolo. Ești obligat să trăiești altfel de viață. Ești obligat să iei altfel de decizii, pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Hristos ne cheamă la o viață de separare pentru a putea locui în prezența Lui. Și a doua lecție la care vreau să medităm astăzi este următoarea. Biserica este locul în care Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului Său. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în închinare ne plecăm înaintea Lui. Atunci când noi lăudăm pe Dumnezeu aici la biserică, noi ne închinăm înaintea Lui. Înseamnă că atunci când ne rugăm, noi îi vorbim lui Dumnezeu. Amin. Nu suntem cuvinte așa, ritual. Atunci când stăm la masă cu El, noi îl întâlnim pe El prin credință, în acele elemente. De aia e important cum ne apropiem de cina Domnului, de aia e important să luăm decizii corecte atunci când vine vorba de cina Domnului. Și mi-am propus ca duminica următoare să avem o discuție. Azi am avut mai multe binecuvântări și timpul ne strânge, dar data viitoare vreau să avem o discuție despre cum trebuie să participăm la cina Domnului din perspectiva ce om e ok să se apropie, e ok să dăm cina la copii. Nu e ok, pentru că sunt tot felul de lucruri și noi nu avem control când dăm cina la 1000 de oameni să vin în mijlocul rândului să-ți dau peste mână, mă, nu-i bine. Dar trebuie să le rezolvăm și astea, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg de ce facem anumite lucruri. Și duminica următoare, cu ajutorul Domnului, vreau să dedic un timp pentru asta și vă rog să fiți aici la biserică și să luăm aminte. Atunci când vorbim, Dumnezeu ne vorbește prin predicare, chiar dacă agentul este uman. Chiar dacă omul este cel care vorbește dincolo de mine, este cuvântul lui Dumnezeu care nu fac altceva decât să-l proclam. Și în acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este conținut cuvântul lui Dumnezeu, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Prezența lui Dumnezeu este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ascultați-mă, ceea ce ne face diferiți de orice altă adunare este prezența lui Dumnezeu. Dacă pierdem prezența lui Dumnezeu și dacă din felul în care trăim și ne cinstim pe Dumnezeu și nu mai e în mijlocul nostru, nu suntem diferiți cu nimic de aia care merg la stadion, la galerie. Nu spun că ceva rău, că și mie îmi place mult la meci. Dar nu e nicio diferență. Faptul că suntem îmbrăcați la costum e ca o altă recepție, ca o altă conferință, pe ce temă vreți voi, pe temă religioasă. Dacă pierdem prezența lui Dumnezeu din mijlocul bisericii, nu mai suntem biserică. Și pentru asta, pentru a putea menține prezența lui Dumnezeu în biserica noastră, trebuie să ne separăm de păcat. Dumnezeu nu poate locui împreună cu cei care păcătuiesc așa vor ei. Dacă pierdem asta, repet, nu suntem diferiți de niciun alt club al oamenilor. Și vreau să vă amintesc ceva din Scriptură. În Exod, capitolul 33, 32, povestea vițelului de aur, când Moise își dă seama de cât de grav e păcatul poporului, se duce înapoi la Dumnezeu în capitolul 33 și zice, Doamne, iartă-ne. Și Dumnezeu zice, da, Moise, eu nu o să-i nimicesc, deși-s pornit să fac asta, dar totuși să știi că eu nu mai pot să plec cu voi. O să-ți trimit îngerul meu, eu mă țin de cuvânt, dar eu nu mai cobor în mijlocul vostru.
Și Moise începe să îl roage pe Dumnezeu și să mijlocească în fața lui. Și ascultați ce spune în versetul 33, capitolul 33, versetul 14 la 16. Și îmi place așa de mult argumentul lui Moise și zice el așa: Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și Dumnezeu răspunde și zice așa: Eu însumi voi merge cu tine și îți voi da odihnă. Moise a zis: dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trece înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Ceea ce ne face diferiți nu este că suntem mai frumoși sau mai educați sau mai nu știu. Ceea ce ne face diferiți este atunci când Dumnezeu coboară în mijlocul nostru și umblă cu noi. Amin. Dacă asta nu se mai întâmplă, n-avem nimic. De aceea e cel mai prețios lucru la care trebuie să punem cu toții umărul, să-l păstrăm în mijlocul bisericii. Cum? Separându-ne de păcat. Amin. Suntem păcătoși, ni se întâmplă să păcătuim, avem căderi, dar trebuie să alergăm la cruce să ne pocăim. Nu să stăm cu păcatele noastre ascunse, crezând că nimeni nu știe. Dumnezeu cunoaște și mai mult decât atât. În momentul în care trăim în felul acesta, prezența lui Dumnezeu riscă să fie luată deasupra noastră. Cum putem menține prezența lui Dumnezeu în biserica noastră? Prin curățire spirituală continuă. Și vreau să pun o întrebare. Ești conștient că Dumnezeu e aici? Dacă Dumnezeu e aici, mai posta pe Instagram în timpul închinării? Dacă Dumnezeu e aici și știi că Dumnezeu e aici, mai poți să vii oricum? Mai poți să faci orice? Mai poți vorbi cum vrei? Dacă chiar am fi conștienți că Dumnezeu e aici, oare cum ar arăta raportul nostru? Oare cum am sta? Oare ce am gândi? Pentru că nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar sunt foarte mulți dintre noi, din păcate, care încet, încet, încep să uite că Dumnezeu e în mijlocul bisericii. Nu vreau să nu uităm asta. Dacă am pierdut prezența lui Dumnezeu, am pierdut totul. Și dacă Dumnezeu e prezent aici, noi trebuie să fim conștienți de asta, că prezența lui nu poate să stăm oricum. Nu putem să ne permitem atât de multe lucruri pe care le permitem atât de ușor. Locul ăsta nu e doar un loc de închinare în care ne adunăm împreună prieteni și ne vedem și ne salutăm. E momentul duminical de socializare. E bine că e și asta, dar nu-i numai asta. Asta e ultima parte. Aici este casa Dumnezeului celui viu. Atunci când noi ne întâlnim aici, este biserica Dumnezeului celui viu. Și asta înseamnă că Dumnezeu locuiește în mijlocul bisericii și asta înseamnă responsabilitate, separare de păcat și atenție. Și ce spune cuvântul Domnului în Eclesiastul capitolul 5? Înțeleptul Solomon spune oamenilor care se apropie de templu și zice: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Fii atent la ce se întâmplă acolo. Măsoară-ți cuvintele, nu vorbi prostii. Ai grijă ce te rogi, ai grijă ce promiți, ai grijă ce lucruri îți ies pe gură, ai grijă ce lucruri îți trec prin minte, că e casa lui Dumnezeu. Și locul acela în care Dumnezeu se prezintă, dacă tu ești nesăbuit, neatent, ignorant, și ce spune el? De ce să se mânie Dumnezeu pe tine? E un risc. Te-ai gândit la asta? Și că au fost oameni care au murit în biserică, în timpul închinării. Dumnezeu a lovit din cer și a murit. Asta nu înseamnă că nu se mai poate întâmpla. Au fost oameni și pe parcursul Scripturilor care au intrat în prezența lui Dumnezeu nesăbuit și au murit pe loc. Pentru că Dumnezeu e sfânt, chiar dacă noi ne-am obișnuit cu El. De-aia vă chem la prudență, vă chem la sfințire, vă chem la măsurarea vieții atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu. Măsoară-ți cuvintele, măsoară-ți inima, măsoară-ți intențiile. Ai grijă la ce se întâmplă aici. Pentru că ăsta e locul în care Dumnezeu este prezent. Nu este ceva special pentru că noi suntem aici, ci pentru că Dumnezeu este aici. Și Pavel zice: ai grijă cum te porți în familia lui Dumnezeu, ai grijă cum te porți în locul în care Dumnezeu este prezent, biserica Dumnezeului celui viu. Și Pavel mai zice ceva: care este stâlpul și temelia adevărului. Ce înseamnă temelie? În cuvânt românesc mai vechi. Știe cineva? Ca un sinonim. Fundație. Care e rolul fundației? Constructorii. Care e rolul fundației? Da? Să creeze stabilitate și o siguranță pentru clădire, da? O așez în pământ fundația și pe ea se construiește clădirea. Și acea fundație garantează
că indiferent de cum pământul va evolua în următorii 50-100 de ani, acea clădire va trebui să reziste intactă, da? Nu se va dărâma, nu va pica zidurile. Și Pavel zice, rolul bisericii vis-a-vis de adevăr este să fie o fundație puternică, suficient de puternică, care să nu se dărâme sub greutatea ereziilor care atacă adevărul. Sunt foarte multe păreri eretice, vom vorbi în capitolul 4 despre ele, care atacă adevărul. Și Pavel zice, biserica trebuie să fie pentru adevăr o fundație solidă care să țină adevărul. Și zice Pavel, trebuie să fie stâlpul. Și cuvântul grecesc este coloană. Și te rog, Andreea, spune poza aia cu templul zeiței Artemis. Este una dintre cele 7 minuni ale lumii. Era în Efesul în care Pavel predica. Vă aduc aminte când Pavel a fost în Efes, s-a stârnit o răscoală cu argintarul Dimitrie, dacă mai țineți minte, și au strigat aia vreo două ceasuri într-una, mare este Diana efesenilor. Mare este Artemis a efesenilor, da, zeița Artemis, zeița Diana. Ăsta e templul zeiței Diana și uitați-vă la cele 100 de coloane ionice. Vedeți? Ele sunt, susțineau tavanul. Între tavan și fundație nu erau ziduri. Pe exterior ci erau acele coloane cu rolul de a susține deasupra acoperișul. Și Pavel folosește o imagine pe care efesenii nu știau. Și spuneau, biserica trebuie să funcționeze ca o coloană, ca un șir de coloane, care, așezate în temelie, să facă să reziste adevărul. Dar nu numai să reziste, să-l facă vizibil. Pentru că rolul bisericii nu e să se arate pe ea, ci să-l arate pe Hristos. Și Pavel zice, ce-mi doresc de la voi, biserică din Efes și biserică Sfânta a Treime în 2023, dar cei de la Londra și de unde ne auziți, este să fiți oameni care în raport cu adevărul, să fiți și suficient de tari încât să-l apărați. Amin, să apărați adevărul, să apărați lucrurile drepte, dar și suficient de vocal încât să proclamați pe Hristos și să-l faceți vizibil. Dacă rolul bisericii fundație este să apere și să confirme Evanghelia, rolul bisericii columnă, da, coloană, este să țină adevărul sus, vizibil, prin proclamare. Noi nu ne băgăm cu adevărul sub preș, îl ținem în buzunar. Adevărul trebuie proclamat, trebuie dus deasupra. Așa să-ți imaginezi că ar trebui să porți în fiecare zi adevărul acinii deasupra, cap un stindar și să-l te ridici. Să-l te ridici, să-l vadă, să-l faci vizibil. Ăsta e rolul nostru, rolul bisericii. Pentru că biserica depinde de adevăr pentru existență. Noi fără adevărul Evangheliei n-am exista. Vă aduc aminte, 1 Tesaloniceni, Pavel zice că biserica a luat naștere prin Evanghelie. Evanghelia a ajuns la oameni și așa s-a născut biserica. Dar de asemenea, adevărul depinde de biserică pentru apărare și predicare. Dacă noi tăcem, e nasol. Dumnezeu ne-a chemat nu să tăcem, ci să vorbim. Să apărăm adevărul și să predicăm adevărul. Amin. Noi suntem acea majoritate tăcută. Noi tăcem din gură. Noi nu știm vorbi. Vin așa și îți învață copiii la școală tot felul de nebuni. Du-te la școală, du-te păstă ei. Și spune, eu nu sunt de acord. Amin. Care e problema? Nu mai avem mentalitate de găină. Trebuie să-și cer scuze că ești, și știi, noi nu obișnuim să... Nu, noi nu. Noi avem alte valori. Amin. Ce, ți-e frică că ți-l dă afară? Și care e problema? Te apuci de homeschooling. Noi nu trebuie să ne fie frică să ne proclamăm adevărul. Amin. Nu o facem în forță, nu o facem ca răzbunare, o facem în dragoste, dar o facem. Amin. Noi trebuie să ne proclamăm adevărul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și asta e a treia lecție care vreau să medităm la ea. Cum poate fi biserica păstrătoarea Evangheliei pe care nu o cunoaște? Asta e o întrebare bună. Cum poate fi Evanghelia păstrătoarea, cum poate fi biserica păstrătoarea unei Evanghelii pe care nu o cunoaște? Nu vreau să vă supăr, dar eu constat din ce în ce mai mult un alfabetism biblic cras între creștinii de astăzi. Noi nu mai știm Scripturile. Și ce să apărăm atunci? Ce să apărăm? Ce apărăm? Dacă noi nu știm Evanghelia, ce apărăm? Îmi crap obraz de rușine să știu că 40 de milioane de musulmani știu Coranul pădărost.
40 de milioane statistic, știu Coranul pădăros și noi nu știm, v-aș citi vreodată Coranul, cei care n-aș ști, vândem. Dacă ăla are o logică, eu m-am chinuit să-l citesc, mi-am rupt nervii, că e atât de ciudat și sare de la una la alta, n-are nicio legătură, zice amu ceva, sare dincolo, iar zice, e o prostie să-l citești, credeți-mă. Biblia e de 10.000 de ori mai coerentă și eu întreb, cum înțeleg musulmanii Coranul și frații noștri nu înțeleg Biblia? Cum o să apărăm o Evanghelie pe care nu știm? Pavel zice, noi suntem responsabili să fim fundați pentru adevăr și să proclamăm adevărul. Care adevăr? Asta e cea mai mare dilemă a creștinismului de astăzi. Cum apărăm o Evanghelie pe care nu știm? Zeci de milioane de creștini în America se declară născuți din nou și nu știu nici măcar un verset din Biblie, ci odată cândva la biserică au ridicat o mână sus, n-au mai fost atunci la biserică, dar ei saved. Ce Evanghelie apărăm? Gândește-te dacă, nu știu, pentru un cumul de factori, am dispărea ca biserică de mâine și ar veni acasă și ți-ar confisca toate Bibliile și ți-ar lua Biblia de pe device-uri, ce ai mai rămâne din ea? Ce mai știi? Cu ce ai mai apuca? Ce ai în inimă din ce ai? Nimic? Poate vi se pare ciudat, dar eu chiar cred în memorarea Scripturii. Chiar cred în memorarea Scripturii. Voi credeți că eu la voia întâmplării vă pun să recitați versete în fiecare duminică până vă obosesc și vine arnie de ăsta versete. O să nebuniți cu mine câte ziua aici. O să vă aduc versete până vă ies pe urechi. De ce? Pentru că ăla e adevărul. Pentru că ăla e adevărul. Și adevărul ăla trebuie să rămână cu voi și cu pruncii voștri, indiferent ce vremuri vor veni. Trebuie să rămână pe memoria noastră săpat. Pentru că dacă nu știm Evanghelia, n-avem ce apăra. Asta e dilema creștinismului de astăzi. Ce Evanghelie o să apărăm dacă nu știm? Și a doua întrebare la care vreau să răspundem obligatoriu este, am văzut ce-i biserica și Pavel zice, vreau să te provoc să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, în stâlpul și temelia adevărului, asta e biserica. Dar asta de ce e adevărul ăsta pe care vorbește Pavel? Și vreau să ne uităm pe scurt încă o dată la versetul 16, zice așa, și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce s-a arătat în trup a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Te rog, lasă afișat. Despre ce credeți că vorbește Pavel fără să-l numească? Despre Iisus. Da? Pavel zice adevărul bisericii. Iisus. Adevărul bisericii nu e o doctrină moartă. Pusă undeva pe un caiet, într-o carte groasă, carte groasă deschisă. Adevărul este o persoană, este Iisus. El e taina evlaviei. Și ascultați ce spune Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7 la 9. Dimpotrivă, propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, acest mister pe care a rânduit-o Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din conducătorii acestui veac, și dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar s-a întâmplat după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima, la inima omului nu s-a suit, a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și versetul 24 din capitolul 1 zice așa, dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Apostolul Pavel spune că taina lui Dumnezeu, cea fără îndoială, este Hristos. Hristos este sursa de viață și de putere ale oricărui credincios. Hristos este mesajul bisericii. El și jertfa lui răscumpărătoare. De ce? De ce el e mesajul? Uite ce spune Apostolul Pavel în imnul acesta. Asta e un imn, așa cum Filipeni, capitolul 2, versetul 5 la 11, exact așa e și ăsta în versuri. Și fii atent ce spune Apostolul Pavel, cel ce s-a arătat în trup a fost dovedit drept prin Duhul. Pavel face o afirmație de credință, Hristos a venit în lumea noastră și a avut un trup fizic ca mine, ca voi, a trăit o viață ireproșabilă și fără păcat a fost răstignit, dar a treia zi a înviat. Și a dovedit întregii lumi că El este Fiul lui Dumnezeu
care a cucerit moartea. Și Pavel zice, cel ce s-a arătat în trup, nu doar că s-a născut ca om, a fost dovedit prin Duhul, prin învierea lui. Pavel zice, a fost văzut de îngeri și a fost propovăduit între neamuri, pentru că odată ce a fost în viață, a înălțat la cer, ce este văzut de întregul cer, Hristos e vizibil, e patron, aleluia. Și spune el, nu numai că a fost văzut de îngeri, dar a început să fie predicat printre oameni și a fost proclamat în lumea întreagă. Dar știi ce e interesant? Că noi când ne referim la Evanghelie, la vestea bună, ne referim ca la o, așa, la o, cum zic, la o cerere. N-ai vrea să... Și ce Evanghelion? Evanghelion este cuvântul pe care Pavel îl ia de la Imperiul Roman, când se schimba cezarul și murea cezarul și vinea fiul lui sau un alt cine la tron, se dădea un Evanghelion, o veste în întreg imperiu și anunța nou rege. De-aia îi zgândărea pe roman când auzeau Evanghelion. Ce Evanghelion? Că Cezar e patron. Nu. Noi avem o altă veste, un alt rege, Hristos. El este regele regilor. El e adevăratul stăpân. Noi l-am propovăduit pe Hristos nu ca pe o soluție printre altele, ci ca pe Cel ce domnește cu putere. El este regele. Atunci când eu predic Evanghelia, nu trebuie să fie rușine. Și eu vestesc de fapt împărăția celui care domnește cu putere. Omul care aude Evanghelia nu știe că e adevărul ăsta. El crede că la noi stăpânește Charles și Rishi Sunak. Nu. Și deasupra tuturor e Hristos. Și eu invit pe oameni să intre sub domnia lui prin pocăință și credință, acceptându-l pe adevăratul stăpân, care oricum va să vină cu slavă și își va dovedi stăpânirea. Și spune Pavel, a fost crezut în lume, nu numai că a fost predicat, nu numai că și-a anunțat domnia, ci a fost crezut. El și-a împlinit lucrarea pe care Tatăl i-a dăruit-o, oferind oamenilor prin credința în el viața veșnică și stă înălțat în slavă la dreapta Tatălui. El este regele nostru. El este cel care domnește cu putere. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. El este adevărul bisericii. Ce proclamăm noi, îl predicăm pe Iisus. Noi predicăm pe Iisus. Și asta vreau să fie mesajul care încep. Te întreabă oamenii, ce faci acolo la biserică, mă? Mă, cântăm. Nu cântăm, mă! Avem școală duminicală la copii? Nu! Ce faceți la biserică? Îl predicăm pe Iisus. Amin, asta e mesajul, nu-ți fie rușine. Eu nu invit pe oameni la biserică să le spun spre un alt club fain, în care așa de fain la biserică cântăm frumos, hai să vezi cum e. Nu! Noi la biserică îl predicăm pe Iisus. Ce facem aici? Îl predicăm pe Iisus. Noi înălțăm pe El deasupra tuturor. Biserica nu este o comunitate oarecare, ci este biserica celor răscumpărați prin jertfa lui Iisus. Hristos este taina lui Dumnezeu care trebuie făcută cunoscută lumii în fiecare generație. Și vreau să te întreb în dimineața asta, tu îl cunoști pe Iisus? Îl cunoști pe Hristos? El e adevărul care ne strânge împreună. Biserica este biserica lui Hristos. Și trebuie să ne revendicăm această identitate care ne leagă de Iisus. Noi nu suntem biserica pentecostală, baptistă, creștină după Evanghelia ortodoxă, catolică. Noi nu suntem o biserică care avem ceva de la oameni, a cuiva. Noi suntem biserica lui Iisus Hristos. Asta e identitatea noastră, asta ne leagă de El. Și vă chem să nu mai rămânem vulturi cu mentalitate de găină. Schimbă-ți mentalitatea, nu-ți mai fie frică. Nu te mai ascunde. Tu ești cel care ai deasupra ta adevăratul rege. Ceilalți sunt efemeri și trecători. Fără Iisus nu există biserică. Iar dacă depindem de El, hai să-L așezăm deasupra. Amin. Și ce spune în Coloseni, capitolul, recităm la fiecare cină aproape când luăm cina împreună? El este primul deasupra. Hai să-L așezăm și noi deasupra în dimineața asta. Și vreau să spui, Doamne, vreau să te pun deasupra deciziilor mele, deasupra ideilor mele, deasupra planurilor mele, deasupra voinței mele, deasupra eului meu, deasupra tot ce sunt eu, deasupra firmei mele, deasupra locului meu de muncă, deasupra identității mele, statutului meu, studiilor mele. Te pun pe tine deasupra. Tu ești mai mare decât astea. Hristos este primul. Și vreau să o citesc ceva.
Citim Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24 la 29. Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu în folosul vostru, ca să răspândesc din plin cuvântul lui Dumnezeu, taina ținută ascunsă de veacuri și de generații, dar descoperită acum sfinților lui, căruia Dumnezeu a vrut să le descopere care este bogăția slavei acestei taine între neamuri. Și care e bogăția asta? Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi. Pe El îl propovăduim noi și vă sfătuim și sfătuim pe orice om. Și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe toți oamenii desăvârșiți în Hristos Iisus. Pentru aceasta mă trudesc și mă lupt după lucrarea Lui care se manifestă prin mine cu putere. Și vreau să întreb ceva. Nouă, ce ne lipsește să trăim așa? Ce ne lipsește? Ce n-avem? Și știi ce ne cred că nu avem? Mentalitatea corectă. Perspectiva corectă. Și vreau să încheiem această zi cu un moment de reflexie. Gândește-te cine e Hristos. Mai gândește-te odată. Și când înțelegi cine e Hristos, îți dai seama că nu mai are rost să te îngrijorezi. Că nu mai are rost să fie frică. Că nu mai trebuie să speri nicio bolă. Că nu mai ai voie să te temi de ziua de mâine. Că nu mai poți să fii anxios și depresiv atunci când știi cine e Hristos. El e la fel, e același. Noi ne-am schimbat. Noi am devenit oameni care ne rușine să ne identificăm cu El. Noi ne rușine să recunoaștem că El ne este deasupra. Hai să ieșim din mentalitatea asta de găină, de fricoș, de anxioș, de oameni care tot timpul ne străduim să aflăm ce zic ceilalți. Ce contează? Ce contează ce zice vecinul tău despre tine? Contează? Nu contează. Vreau în această dimineață să încheiem slujba în felul ăsta. Vreau să te gândești încă o dată. Doamne, vreau să descoperi minții mele cine ești Tu. Pentru că odată ce înțeleg cine ești Tu, înțeleg cine e biserica și cine e rolul meu în biserică, care cine e eu aici. Și când înțeleg astea, viața mea se schimbă. Ce-mi doresc pentru noi e să fim o adevărată biserică, familia lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie pentru adevăr. Și vreau ca adevărul nostru să nu fie o politică, să nu fie o doctrină omenească, să nu fie un set de reguli, ci să fie Hristos. El să fie adevărul pe care îl propovăduim, El să fie central, la El să privim, spre El să ne, și în El să ne punem toată nădejdea, ne ridicăm în picioare și ne rugăm. Amin.